Din cauza traiului greu de zi cu zi și a lipsei locurilor de muncă, tot mai mulți giurgiuveni devin datori vânduți la stași și la bănci. Nici când vine vorba de asigurarea unui loc de veci, oamenii nu se mai înghesuie. Deși la începutul anului trecut, consilierii au hotărât introducerea unei taxe în valoare de 1 leu pe lună pentru curățenia, lumina și paza în cimitire, pentru mulți aceasta a rămas doar un articol scris pe o bucată de hârtie. Din cele 26.700 de persoane care dețin acte de concesiune pe gropile din cimitirele din oraș, în 2013 doar 8.000 și-au achitat datoriile către primărie. În momentul de față ne confruntăm cu unele probleme în ceea ce privește evidența computerizată a persoanelor care dețin locuri de veci în cimitire și împrejmuirea gardului de la cimitirul Zmârda, care ne creează mari probleme. Această taxă de 1 leu pe întreținerea aleilor în cimitire a fost introduse, deci este o taxă modică față de alte cimitire din țară. Giurgiuvenii nu sunt datori nici doar la capitolul curățenie și întreținere, ci și în ceea ce privește prelungirea și achitarea taxei de concesiune. La începutul lui 2014, circa 20.000 de gropi sunt înregistrate a fi neconcesionate. Cei care doresc să reînnoiască contractul de concesiune trebuie să întocmească o cerere către administrația cimitirului să prezinte copie după certificatul de naștere, căsătorie și deces, precum și copie după buletinul de identitate al solicitantului. De asemenea, solicitantul trebuie să prezinte și chitanța care să ateste că a plătit taxa de concesiune pe 7 sau pe 40 de ani. Conform legii 213/1998, privind legea domeniului public, cimitirele, precum și aleile, parcurile, sunt ale domeniului public. Aceste locuri de veci pot fi concesionate pe o perioadă de 7 sau de 40 de ani. Pe o perioadă de 7 ani, 54 de lei, iar pe o perioadă de 40 de ani, 250 de lei de loc de veci. Cei care nu au avut până acum niciun loc concesionat, dar doresc de acum să aibă, trebuie să știe că în prezent în cimitirele din Giurgiu nu mai este niciun loc disponibil. Potrivit directorului Serviciului Peisagistică și Întreținerea Spațiilor Verzi, în acest moment sunt disponibile doar 12 locuri libere, însă nu pentru giurgiuveni, cu o situație materială modestă, ci pentru oamenii străzii.